Potrivit unei ordonanțe de urgență publicate la sfârșitul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial, o nouă categorie de angajați va primi stimulente de risc de 2.500 de lei. În această categorie sunt incluși și cei care lucrează în cabinetele medicilor de familie, în laboratoarele de analize sau de imagistică, din ambulatoriile de specialitate, farmacii comunitare sau din cabinetele stomatologice. Personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, care profesează în baza altor contracte decât cele individuale de muncă și care s-au ocupat de bolnavi COVID-19, pe durata stării de urgență vor primi stimulentul de risc de 2.500 de lei acordat celor angajați în sănătate. În anul 2020 a fost elaborată ordonanța Guvernului numărul 43, prin care s-au aprobat măsuri de sprijin urmarea răspândirii COVID-19 pe toată starea de urgență. Dar, conform acestei ordonanțe de urgență, au primit stimulent de risc doar personalul medical care avea statut de salariat, avea încheiat contract individual de muncă. Deci, aceste drepturi se acordau de către angajator din fondul de salarii. Ce n-a reglementat ordonanța 43 și vine să reglementeze ordonanța 18 din 17 martie 2021 este faptul că majoritatea activității din cabinetele medicale sunt organizate conform ordonanței 124 din 2008 și că majoritatea medicilor nu au statut de salariat, ci obțin venituri pe cabinetul medical. Deci ordonanța 18 dă posibilitatea astfel ca și personalul medical organizat după ordonanța 124 să primească stimulent de risc dacă au desfășurat activitatea pe perioada stării de urgență. Acest personal medical va primi maxim 2 stimulente de risc pe perioada stării de urgență, unul pentru perioada 16 martie-14 aprilie 2020, iar celălalt pentru perioada 15 aprilie-16 mai 2020, indiferent de numărul de zile lucrate în intervalele de timp menționate. Ce aș mai vrea să vă spun despre acest stimulent de risc, el nu este cuprins în baza de calcul al contribuțiilor sociale de sănătate, al contribuțiilor sociale deci la pensie, nici în baza de calcul a contribuției asiguratorie pentru muncă. El suportă doar aplicarea unui impozit de 10%. În situația în care cei care pot primi acest stimulent au lucrat în mai multe cabinete medicale sau unități angajatoare, vor primi o singură sumă pentru fiecare lună, indiferent de locurile în care au profesat.